Fero, iubim apa. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cine ești tu? Invitata mea de astăzi nu și-a dorit de mică să fie vedetă, nu și-a dorit de mică să urce pe scenă, însă de câțiva ani a început să cânte, iar acum ne încântă deja cu cântece din Țara Moților și din zona Clujului. Paula Hriscu este tânăra mea invitată de astăzi, bine te-am găsit! Bine v-am găsit și eu și vă mulțumesc tare mult pentru invitație! Mulțumim că ți-ai făcut curaj să vorbești despre tine, da. Și despre pasiunea ta. Îi putem spune asta? Da. Adică îi putem spune o pasiune, da. Cântatului. Da. Ești tânăr interpret de muzică populară. Când ai început să cânti? Pentru că mi-ai povestit că nu ți-ai dorit de mică să fii artist, să urci pe scenă. Nu mi-am dorit de mică, e adevărat. De 5 ani de zile... Talentul l-am avut, doar că întotdeauna un talent trebuie lucrat foarte mult. L-ai șlefuit, trebuie să-l șlefuiești. Și mai ales în domeniul ăsta. Eu, în urmă cu 5 ani de zile, am avut un accident, pot să spun așa. Am suferit o operație și... Un accident rutier? Sau nu, accident pot să spun pentru că a fost foarte spontan. O hemoragie internă. Și eu așa îl numesc un accident, pentru că nu am suferit de o boală sau ceva. Am fost operată și după operația asta, timp în care eu am fost în concediu medical, mi-a venit ideea de a cânta. Acum, eu nu prea știam cu ce se mănâncă povestea asta și nu știam de unde să încep și ce să fac. Și ce face un artist și ce nu face. Da, da. Eu am crezut că e foarte ușor, de fapt. Și am fost îndrumată de cineva care mi-a spus așa: uite cum facem, ar trebui în primul rând să te ascult. Acel cineva este instrumentist. Să vedem o ureche muzicală. Nici aici nu prea am înțeles cu urechea asta. Cu urechea muzicală. Da. Și m-a ascultat și mi-a zis: na, e ok, ai ureche muzicală. Care a fost melodia pe care ai cântat-o la acel test, mai ții minte? N-am cântat o melodie anume. M-a pus să intonez niște note, să fac după... A cântat la o orgă, o mini-orgă, și eu trebuia să fac la-la-la-la-la sau ce îmi punea el. N-a fost o melodie anume, pentru că oricum am avut niște emoții. Nu pot să vă descriu. Eu oricum am emoții foarte mari în general, așa cum am. Deci... Așa. Și mi-a zis așa: uite, ar trebui să încep de undeva, ar trebui să înveți, ar trebui să te învețe cineva tehnică vocală. Tu nu aveai niciun fel de studiu de specialitate? Nu, nu, nu. Cântam și eu ca oricine, prin casă, da. Mi se părea că e ceva acolo, da? Nu e. Nu era ce trebuie. Așa. Și mi-a zis: ar trebui să începi de undeva, un profesor sau o școală populară de artă, dacă crezi că ai vrea să mergi. Problema era operația mea, care mă ținea foarte mult. Tu erai încă în recuperare medicală? Sigur că da, sigur. Și trecuseră doar 5 luni de zile de la operație și atunci tot îmi era greu. Abdomenul fiind tăiat, practic, mușchii erau tăiați, înapoi recuperarea era destul de grea. Și orice efort faci, inclusiv să râzi, să... O faci din abdomen. Normal. Aici. Deci susținerea, ca să cânti, tu ai nevoie de... De susținere abdominală foarte mare. Și atunci am mers la școala populară de artă. De unde? Ai venit în Cluj la școala populară de artă? Pentru că tu ești din... Brad, județul Hunedoara. Am mers la Deva. Acolo m-am înscris la școala populară de artă. O doamnă profesoară m-a ascultat prima dată. Și acolo iarăși m-a pus să cânt după ea. Ea cânta un vers, eu după ea, nu mi-am amintesc ce, nu mi-am amintesc linia melodică, era ceva dintr-o doină, așa, cât puteam eu. Și după aia m-a întrebat dacă știu și eu un cântec și țin minte că am cântat Pușca și Cureaua Lată, aia mi-a venit
Pe moment. Pe moment, da, că mi-a zis, cântă ceva. Și nu știam ce, nu, nu. Și am cântat-o așa cum am putut eu. Și așa am început. Mi-a fost foarte greu, pentru că după 5 luni de zile am început și școala populară de artă, iar eu îmi reluasem munca. În ce domeniu lucrai atunci? Aveai 22 de ani. 22 de ani, da. Eram casier încasator la o sală de jocuri. Deci nu era tocmai o muncă nici ușoară, nici care să-ți ofere prea mult timp liber. Nu. Și atunci eu mergeam de două ori pe săptămână la școală. Se întâmpla ca să ies de la servici și să merg la școală direct. Și nu mergeam la Deva, mergeam la Hunedoara. Deci erau vreo 60 de kilometri aproape, dus și întors încă 60. Deci era ceva drum, oboseală. Și atunci am mers doar un an de zile. Pe urmă am descoperit o altă doamnă profesoară care preda, dar preda acasă și avea legătură cu școala populară de artă ca să pot să o termin. Și atunci am mers la Valea Arsului. Acolo am descoperit-o pe o doamnă care m-a ajutat foarte mult și mi-am descoperit vocea, pot să zic. Cum te-ai gândit să cânti muzică populară? Pentru că o tânără de 22 de ani poate visează, nu știu, să cânte muzică pop sau alt gen muzical. Cum te-ai pariat pe muzica populară, să zic așa? Probabil, de fapt nu, cu siguranță, din cauza copilăriei, pot să spun, am copilărie la țară, bunica mea cânta. Acum, cânta așa, mergea la vaci, cânta. În gospodărie. Exact. Horea, mai bine zis, la țară. Și poate am și moștenit-o într-un fel. I-aș dorea foarte tare ca mama mea să cânte. Dar n-a fost să fie. Și tradiția mă fascinează foarte tare. Viața la țară, costumele în general, simplitatea, modestia care e de obicei la țară nu se compară cu absolut nimic și atâta puritate extraordinară. Și asta m-a făcut să merg pe drumul ăsta, muzică populară. Spuneai că ai descoperit-o pe acea doamnă profesoară care la rândul ei ți-a descoperit ție vocea și te-a ajutat să mergi mai departe. Cât de repede ai reușit să evoluezi? Când ai avut primele tale piese pe care le-ai interpretat? Unde le-ai interpretat? La început pot să zic că a fost dură cu mine, dar a făcut bine. Eu oricum, când am fost la ea prima dată, am plecat plângând. Pentru că, într-adevăr, mare lucru, într-un an de zile, ceea ce făcusem la Hunedoara, nu prea a fost de haznă, cum se zice la noi. Și atunci, eu am întrebat-o să-mi răspundă cinstit, dacă se merită să merg mai departe. I-am cântat o doină, prima dată, și ea mi-a spus așa, prește-te. Prește-te. Ce faci? Păi ce fac? Cânt. Da, cânt. Și zice, draga mea, nu-ți găsesc nicio tonalitate. Încearcă să te stabilești undeva. Spune-mi o tonalitate, spune-mi ceva unde vrei tu să cânti piesa asta, că nu înțeleg nimic. Și eu m-am pierdut foarte tare și am început să plâng și n-am mai putut să cânt deloc. Și la final, într-adevăr, am întrebat dacă are vreun rost să mai continui. Și în general întreb, și în ziua de azi, întreb dacă se merită, pentru că, acum pe bune, toată lumea vrea să cânte, toată lumea vrea să apară, dar eu zic că trebuie să ai cu ce. Dacă ar fi să cânti acum acea doină și te-ar auzi profesoara ta, cum ai cânta-o? Poți să o și cânti dacă vrei, o strofă, mă rog. Doina pe care am cântat-o se numește Mărie, Mărie. Și este interpretată de superbul Ionuț Fulea, pot să zic, pentru că îl ador. Este extraordinar. Și aia am cântat-o atunci. Prima dată nu pot să vă cânt cum am cântat-o atunci, că nici nu mai vreau. Nu, să o cânti acum. Cum o cânti acum și să faci o comparație cum o cântai atunci. Nu știu, să se uite profesoara ta, îi spui, să se uite la televizor și ar putea să facă ea, de fapt, o comparație. Da, o să o cânt. Cum mă cânt acum. Mărie,
Marie, ia să-mi spui tu mie, care floare-n floare noaptea pe răcoare. Cam atât am cântat și atunci, dar n-am cântat. Nu mai știu. A fost și foarte joasă tonalitatea, eu având o voce gravă, destul de... N-am putut, nu știu ce am făcut. Nu, nici nu mai vreau să... Poate că nici nu a fost alegerea potrivită atunci pentru un test de foc, să zic așa. Nu, pe eu am început, arăti cu sfârșitul. Nu se începe așa. Nu încep să cânt o doină, e foarte greu. Adică... Nu se începe așa. Și ea mi-a zis, nu știu cine te-a învățat, cine te-a făcut așa, măi, fată, eu am impresia că ești afoană. Așa, vai de mine, a zis, ok. Da, așa, asta a fost prima întâlnire. După care, încet, încet, am făcut vocalize, mi-a testat vocea, mi-a dat fel de piese să învăț, inclusiv de muzică ușoară, romanțe. Iar primul spectacol, un mini-spectacol la Brad, la Casa de Cultură, a fost în urmă cu 4 ani, da? Și atunci reușisem performanța pentru o mare, să cânt Copacul de Andreescu, dar varianta Angela Gheorghiu. Și atât, da. După cât timp de pregătire după... era momentul acesta? 2 ani. Deci a fost puțină muncă. Multă muncă. A fost costisitor, dacă ne referim strict financiar, să faci aceasta? Ai reușit să te descurci? Mă gândesc că și lucrai în paralel. Da, și lucram și... Doamna profesor tot timpul spunea, măi fată, era obositor și acum oboseala pune accent pe voce foarte mult. Și am spunea, ar trebui să, nu știu, să-ți găsești un alt job sau să... Eu trebuia să am un venit de undeva și atunci n-aveam încotro. Dar am reușit, așa, încetuț. Etapele au fost pas cu pas și pași foarte mărunți ca să ajung la... Apropo de oboseală și de odihnă, cum trebuie să aibă un artist grijă de vocea lui, de el? Mă gândesc că pentru tine o banală răceală e o tragedie. Da, și mai ales că la mine o răceală e așa, mă ține poate 3 zile, dar nu mai pot vorbi deloc. Vorbesc în șoaptă. Sincer, de când m-am operat, n-am mai pățit să mă răcesc. O răceală, o știu eu, căstrănuț sau alte minuni. Cu vocea trebuie să ai grijă tot timpul. Dar nici foarte tare. Adică să nu te ferești să bei o apă rece sau să mănânci o înghețată. Pentru că eu cred că dacă îți protejezi prea mult și te ferești de băuturile reci, de, acum să nu exagerezi, s-ar putea să fii mult mai sensibil. Să devii mai sensibil, nu știu, poate te duci undeva și bei o gură de apă rece, că n-ai altă variantă și atunci... Nu mai poți vorbi imediat. Da, ești... Cât de important e somnul? Cam cât dormi pe noapte? Dorm. Îți faci cele 8 ore de da, somn? Da, sigur. Mai sunt și perioade în care am insomnică, na, cred că e normal, dar dorm. Și pentru că spuneai mai la începutul emisiunii că e foarte importantă zona abdomenului, pentru că pentru un interpret de muzică, de aici îi vine forța. Da. Faci ceva exerciții speciale, nu știu, pentru această forță, să zic așa? Este, totul ține de respirație, care e foarte importantă și în momentul în care trage aer, pentru că trebuie să respiri când cânti neapărat. Eu nici asta n-am știut-o la început. E un fel de susținere de... ca un fel de... Nu știu, să împingi, să... E bine să faci abdomene, de exemplu, să-ți întărești
musculatura, să ai o susținere așa foarte strong. Sunt multe, multe lucruri. E chestia și de deschizătura gurii, de limba cum o ții, de nările să le desfaci, de om ușor, de... Sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le faci în niște secunde și e foarte greu. E foarte greu, foarte greu. Sunt multe, multe lucruri. Cum ai ajuns în Cluj? Ai venit din locurile tale natale și ai început să cânți și melodii din această zonă. Da. Când ai ajuns aici și ce te-a determinat să vii? Aici stau de 2 ani de zile. M-am înscris la facultate, la Academia de Muzică Gheorghe Dima. Am zis că trebuie să aprofundez puțin studiile, deși mi-e foarte greu pentru că teoria de-abia acum eu încep să o studiez cum trebuie și mi-e greu pentru că muzica nu e ușoară deloc. E un fel de chineză pentru mine și asta m-a făcut cel mai mult să vin aici. Pentru muzică și pentru școală și... Cred că e un oraș a tuturor posibilităților, să zic așa. Încă lucrezi în paralel? Ai și un job, mergi, da, și la școală? Și, da, da. Reușești să faci față? Da. Să te pregătești, da, pentru... Cine îți compune melodiile? Sunt creațiile tale sau colaborezi cu... Colaborez. Compozitorul se numește Gabriel Danciu. El mi-a făcut linia melodică. Acum, clar că ne-am consultat ritmic sau na, piesele cum să fie. Versurile, o parte, au fost compuse de mama mea și, să zic, corectate, pentru că ea nu are studii și na, trebuiau corectate, de domn profesor Aurel Bodiu. O parte din ele. O altă parte sunt compuse de Maria Anuța, Bistrița Năsăud, și temele le-am propus eu, cam despre ce să fie vorba, cum ar fi... Cum de-a compus mama ta melodiile? Melodia nu. Nu melodiile, scuză-mă, versurile. Da. Ei îi place foarte tare muzica populară și a ascultat și ea cu muzica populară și crescut. Nu știu, cred, e talentată. A mai compus poezie până acum sau a fost momentul în care tu ai decis să studiezi pe partea aceasta, s-a implicat și ea să te ajute? Da, da. Mă gândesc, nu mai are sens întrebarea cum a reacționat când ai zis pe ce drum vrei să o apuci. Ai, ce-i place. A fost încântată. Da, da, da. Și la spectacole când am mers sau orice eveniment am avut, a venit cu mine și ea e entuziasmată. A fost primul tău spectator, nu? Da. Da. Ne cânti și nouă o strofă compusă de mama ta? Nu știu, poate una dintre piesele tale. Cu siguranță toate ale tale sunt preferate, că sunt ale tale, dar poate una care ți-e-ți place mult din cele compuse de mama ta. Da. O să vă cânt o piesă care va fi și titlul de album. Se numește Ce-o fi cu inima mea. Și ea a contribuit la compunerea versurilor. Ce-o fi cu inima mea, inimioară, că nimica nu mai vrea. Ce-o fi cu inima mea, inimioară, că nimica nu mai vrea. Nu mai șere cum șerea, nu mai face voia mea, nu mai face voia mea. Inimă tânără ești, inimioară, și mult ce mai pătimești. Inimă tânără ești, inimioară,
și mult ce mai pătimești. Mă mir inimioară, dragă, giunge ai atâta vlagă, giunge ai atâta vlagă. Cred că mama ta e tare mândră de tine, ascultându-te. Da. Și spuneai înainte să cânti că pregătești un album, da? Da. În ce stadiu ești? Mai durează. Poate un an sau mai puțin. Nu știu exact să vă zic cât timp, dar mai durează puțin. Și pentru că ziceai că tu ai crescut cu muzica populară atât în casa bunicilor, cât și în casa părinților, care erau interpreții de muzică populară pe care îi ascultai din copilărie? Deja ne-ai spus că îți place Ionuț Fulea. Da. Îmi place Grigore Leșe foarte mult. Este un om extraordinar și stilul lui e unic. Micuță, acum ce auzeam la radio prin casă, aveam radio. Eu am copilărit la țară până la vârsta de 10 ani, adică am făcut acolo clasa 1 și pe urmă m-am mutat la Brad. În copilărie mă trezeam dimineața cu radio Timișoara, așa era, și era foarte mult muzică din Banat. Nu mai mi-amintesc exact ce piese, erau piese vechi și frumoase. Nicoleta Voica, Adrian Stanca, cu ei, cam cu ei am crescut eu la țară. Acum, după cum am și spus, îi admir foarte mult pe acești artiști, Ionuț Fulea, Grigore Leșe, sunt un exemplu foarte bun. Bogdan Toma place foarte tare. Și mai sunt. Nu știu, Furdui Iancu, cred că e reprezentativ pentru Țara Moților. Da. Și ce voce. Da. Da, Furdui Iancu este Furdui Iancu. Inconfundabil, da, nu? Da. În evenimentele în care ai, sau în cadrul cărora ai evoluat și tu pe scene, cu care dintre mari artiști ai României de acum te-ai întâlnit? Știu eu, în culise sau poate chiar pe scenă? Am și spus mai devreme, Bogdan Toma, Ovidiu Homorodean, Alexandru Pop din Maramureș, care îmi place tare mult. Și cam atât. Cum se poartă ei, acești oameni care deja au un nume, cum interacționează cu colegilor mai tineri, să le spun așa? Cum ești tu și cum sunt alți colegi de-ai tăi? Pentru că vedem că în ultimul timp sunt, mie mi se pare că sunt din ce în ce mai mulți tineri care merg pe calea aceasta folclorului. Sunt niște oameni foarte ok și sociabili și foarte cum se cade. Și îți transmit o energie super pozitivă. De n-ai simțit aroganță din partea lor? Nu. Acum, da, nu știu. Eu oricum, înainte de a intra pe scenă, sunt puțin în lumea mea. Nu prea văd așa ce se întâmplă în jurul meu și dansez, adică joc. Să fiu mai joc, îmi cânt eu acolo în gând, mă pregătesc. Nu prea ai cu cine discuta în momentul ăla. După sunt altfel. Dar înainte sunt în lumea mea. Nu. Ai spus că ești foarte emotivă. Cum reușești să îți învingi emoțiile când urci pe scenă și vezi o sală plină sau o piață plină, când știi că toată lumea e cu ochii pe tine? Ai niște tehnici, niște reguli de la care nu te abați? Eu cred că la fel cum am apucat de cântat și toate vin de la Dumnezeu. Eu cred foarte mult în El și eu cred că doar El mă ajută în momentele alea. Sincer, vă dau doar un exemplu. Doamna mea, profesoară, a făcut o lansare de carte și a trebuit să merg să cânt. A fost cu spectacol, inclusiv cu artiști pe care ea îi pregătește și în ziua de azi.
Având în vedere că era primul impact cu acești artiști pe care i-am văzut doar la televizor și a fost destul de multă lume, eu așa de mare emoție am avut încât eu nici măcar n-am mai putut să vorbesc înainte. Mama mea a intrat în panică și ea era cu mine, normal. A intrat în panică pentru tine? Da. Și eu nu mai puteam să vorbesc. Eram... Deci mă ataca emoția exact unde nu trebuie. Și de obicei se întâmplă asta. În momentul în care am vrut să și să renunț, am sunat-o pe doamna profesoară și am spus să nu pot. Eu nu pot. Și atunci i-a zis că nu pot să fac asta și m-am dus până la urmă. Și am intrat pe scenă și am cântat. Și nici tu nu știi cum ai cântat. Nu, știu, m-am văzut după aia. A fost o putere de undeva, mi-a dat Dumnezeu o putere extraordinară și sunt alt om pe scenă și sunt foarte veselă și mă petrec atât de tare de numa dacă e să cânt un cântec de joc. Sunt alt om, sunt altceva. Sunt altceva acolo, nu știu ce Dumnezeu se întâmplă, dar trec peste, nu fac nimic. Încerc să fac. Dar nu prea fac pentru că nu îmi permite nimic să mi se pun noduri în gât, inima o simt în gât, pulsul în cap, nu mai aud, nu mai văd bine. Deci sunt niște emoții, Doamne ferește. Dacă ar fi să acorzi o notă încrederii pe care tu o ai în tine, pe o scară de la 1 la 10, care ar fi acea notă? Înainte de a urca pe scenă sau în general? În general. Eu mi-aș da nota 10 și vă și spun de ce. Pentru că fac treaba bună. Nu știu cum fac, dar o fac. Și atunci, pentru că reușesc să trec peste emoții, pentru că reușesc să fac să primesc niște aplauze, pentru început eu îmi dau nota 10. Felicitări! Pentru început, da. Mulțumesc! Asta cred că te-a făcut dintotdeauna să mergi mai departe și cred că nu e de neglijat faptul că tu ai pășit pe acest drum într-un moment în care alții deja erau cunoscuți sau veneau cu un background puternic. Da, da. Oricum e foarte greu pentru că, de exemplu, și la facultate, având în vedere că am colegi care au studiat muzica de mici. Adică din clasele primare erau la liceu de muzică, la școală de muzică. De la vârsta de 5 ani. Am o colegă care mi-a spus așa, adică nu că mi-a spus, a și prezentat, a studiat vioară, trompetă, a cântat... Și atunci eu mă simt puțin... Mă gândesc câteodată, oare nu e prea târziu? Și atunci oamenii cu care am lucrat la album îmi spun, nu e târziu niciodată. Atâta timp cât faci treabă bună. Da, și chiar profesora mea îmi spune. Ea s-a apucat de cântat cu vocea la 37 de ani, sper să nu greșesc, iar la 40 de ani a urcat pe scenă. Bine, ea are o poveste mai frumoasă și mai interesantă, dar se poate, se poate. Nu e târziu niciodată, niciodată. Apropo de vise, tu ce-ți doreai să fii când erai mică? Să fac armata. Da. Am iubit dintotdeauna uniforma asta și îi apreciez foarte tare, pe bune. Îmi doream să merg să fac școala militară. În clasa 8-a a venit un domn comandant de la școala militară din Alba Iulia la noi la școală și ne trebuia să dăm capacitatea. Și a spus așa, cine vrea să vină, să bineveniți. Am văzut uniforma aia superbă, mă gândeam, ai ce bine mi-ar sta și... Da, am ajuns și o spun sincer pentru că mediana a fost, erau niște cerințe destul de mari și mai ales pentru fete. Și atunci n-am mai încercat. Ți-a părut rău vreodată? Da. Puteai să mergi ulterior, după liceu, la academiile militare. Poate așa a fost să fie. Poate nu mai cântam dacă mergeam la... Făceam armata, acum eram altceva. Era altceva. Comandai ceva. Sau poate eram în ceva fanfară militară.
Da, nu, nu, poate nu mai cântam. A, așa a fost să fie. Niciodată nu e prea târziu. Cine știe, termin Academia de Muzică și poate mergi și pe partea de armată. Mă duc în armată. Deja nu? Da. Cred că România are nevoie de oameni în armată în continuare. Da. Eu chiar am o piesă pentru ostașii noștri, tocmai pentru că îi apreciez foarte tare și merită piesa. Acum, clar că sunt multe piese, treceți batalioane și patriotice și pentru aia am făcut și eu o piesă pentru ei. Care e piesa? Poți să le iau și cânti. Cine știe, se uită ceva militar la emisiunea. Oare? Sigur? Da. Brav de ostași voi fi ai României, pentru voi răsună ascântecul meu, vă așezăm nimbul veșniciei și să vă ajute bunul Dumnezeu. Pentru neam și țară ați jurat credință, tricolorul sfânt în lume l-ați purtat, v-ați întors acasă plin de biruință, da și mulți viața v-ați dat. Foarte frumos. Eu mulțumesc. O să te aplaud că sunt mulțumesc. Eu sunt spectatorul tău acum. Da. La fel cum mama ta stă în primul rând la concertele da. Tale, da. Eu stau lângă tine acum. Ce, nu știu, concerte ai pentru viitor, în viitorul apropiat? Ai ceva evenimente la care vei participa? Deocamdată nu. Dar dacă eu am avut ceva evenimente în trecut, nu am postat niciun de nimic. Nu am niciun videoclip scos. Nu am făcut nimic deocamdată, pentru că a durat și la lucrarea albumului și la lucrarea pieselor și nu este ușor deloc. Am crezut că așa, scoți o piesă, gata. Nu. Și nu am anunț niciunde deocamdată. Dar acum vreau să scot un videoclip. Vreau să ies încet, încet din găoace, să mă vadă lumea la televizor, nu? Și sper să am și evenimente. Ești o persoană perfecționistă? Da. Da. Ai spus-o cu o foarte mare convingere. Atât de mult mă critic, tot timpul mă critic. Și acum m-aș critica puțin că n-am cântat ceva. Tot timpul mă critic și profesorii îmi spun, cât că ești prea rea cu tine. E bine într-un fel, dar oricum nu o să fii niciodată mulțumită și asta e adevărat. Și toată viața voi învăța câte ceva și toată viața trebuie să exersez și în fiecare zi fac asta și îmi găsesc greșeli și... Dar, na, chiar nu putem să fim perfecți. Nu putem. De unde îți procuri costumele populare? Costumul îl am de la o bunică din... sat Tomești, județul Hunedoara, care tot mama mea l-a îmbunătățit. El este foarte vechi, vreo 100 de ani, cred că are. Acum, i-a cusut niște floricele, dar au... De fapt, forma lor este o cruce, multe cruci, pe mâneci, aici am, și poalele cu colțuri, așa se zice la țară, laibăruț, cârpa, eu n-am, am doar o cârpă, ca un șorț, cum ar veni, plecat. Și în cap... am purtat la unele spectacole o coroniță albă, pentru că, din flori albe, pentru că pe vremuri, fetele tinere purtau batic alb sau coroniță din flori. Acum, fiind și vreme frumoasă afară, dacă ai posibilitatea de ceva flori naturale să-ți pui în păr, așa era atunci. Și eu mi-am pus la câteva spectacole coroniță albă. Batic nu mi-am pus deocamdată, dar poate... o să fie. Și în picioare opincuțele. Asta am vrut să te întreb. Da. Încalți întotdeauna opincile? Întotdeauna. Întotdeauna. E mai comod, cred că, decât pe tocuri. E mai comod și reprezintă zona foarte bine. Și nu prea s-ar potrivi cu un toc. Acum, nu știu. Mai sunt zone, clar, unde se purtau pantofi, dar eu vreau să reprezint zona
de demult, timpul de demult, pe vremea când se purtau opincile, nu existau încălțăminte. La bunica ta în sat se mai păstrează tradițiile vechi și dacă da, care ar fi cele care se mai păstrează? Uite, de exemplu, știm că în zona Maramureșului, acolo oamenii încă merg duminica la biserică îmbrăcați în straie populare. Cred că acolo a mai rămas un pic din România străveche, da. Dar sunt curioasă în alte zone dacă se mai păstrează ceva. Se mai păstrează, cred. La mine în zonă... Și dacă ar fi să se mai păstreze, nu mai prea sunt oameni. Oamenii care mai sunt acolo sunt foarte bătrâni și să știți că e foarte grea viața de acolo și în ziua de astăzi. Casele sunt foarte departe una de cealaltă. Un vecin, de exemplu, la 3 km sau la 4. Se mai merge la biserică, cine mai poate, dar se merge. În fiecare duminică, cred. Deși nu cred că doar în sărbătorile mari mai merge popa acolo. Biserica este foarte veche, e foarte veche. Mai merge acolo la biserică când ajungi acasă? Am fost de Sfânta Mărie. Am fost acolo pentru că s-a făcut prima ediție de Fiii Satului. Și pentru și că... ai cântat și da, tu? Da, și am avut niște emoții grozave de frumoase, pot să zic. Chiar am și plâns și... De ce? Pentru că acolo e copilăria mea, acolo e rădăcina mea și faptul că mergeam în fiecare zi, Doamne, duminica la biserică cu bunica și bunica nu mai este, ea e acolo în cimitirul ăla și pentru mine a fost foarte emoționant. Mai ții minte prima rugăciune pe care te-a învățat, pe care ai învățat-o de la bunica? Mă gândesc că bunica te-a învățat prima rugăciune, nu? Tatăl nostru... Și îngerașul. Da, cred că da, da. Și cu ea mergeam la biserică în fiecare duminică, dacă se ținea. Cu ea am învățat să mă rog. Mai păstrezi din învățămintele de la bunica? Te rogi și acum, adult fiind și fără bunica lângă tine? Da, da. La biserică mai mergi în fiecare duminică? Nu. Nu, dar merg. Când simt. Mă trezesc dimineața și atunci zic, gata, mă duc la biserică și plec. Ca să nu te răzgândești. Da. Dar am credință și, după cum am și spus, Dumnezeu mă ajută să fac orice pas. Spuneai de amintirile din satul copilăriei tale. Dacă ar fi să le clasifici așa, care ar fi un top 3 cele mai plăcute amintiri de când erai copil? Mergeam la coasă. Wow! Da. Asistai? Nu, coseam. Coseai? Da. Da. Și am început de la o vârstă foarte fragedă, de pe la 10 ani, 10-11 ani. Și cine te-a învățat să cosești? Bunica. Bunica ta era un fel de bărbat. De bărbată. Bărbat, bunica bărbată. Da, da. Noi am fost numai femei în casă. Așa a fost să fie. Și... aveam gospodărie și trebuia cineva să aibă grijă, aveam vaci, aveam o găină, aveam porc, aveam și vaca iarna trebuie să mănânce și a fost o perioadă în care ea n-a mai putut să cosească pentru că suferise și ea o operație și atunci am cosit eu și cosam așa cum se cosește cu coasa, o ascuțam, că așa se și zice, la ascut coasa, o băteam dacă trebuia. Deci chiar știi să faci procedeul acela, te pui pe iarbă și bați coasa cu ciocanul? Am crescut și eu la țară și recunosc că am văzut doar bărbați făcând asta, deși și bunica mea știa să cosească, am văzut-o cosind, dar să bată coasa nu. Păi tot, ea o bătea și atunci am învățat și treaba asta. Mergeam, tăiam lemne, fierăstrăul. Mergeam la sapă, deja la sapă era așa. Un fel de relaxare. Da. Eu nu m-am prea jucat, de exemplu. Nu prea știu ce înseamnă, da, cum e ziua de astăzi cu păpușele. Am avut păpușele, dar nu aveam timp. Eu, pentru că am făcut clasa întâi acolo, eu când veneam de la școală, mă apucam de treabă. Ce era de făcut? Să mă duc la vaci, să...
mai cosesc, să mă duc la porci, la găini, la sapă, la... Era... Și totul era, nu aveam utilaje. Totul era manual? Da, sigur. Aveai timp să înveți? Da, seara, da. Și mergeam pe jos în fiecare zi 12 km la școală. 6 km dus, 6 întors. Printr-o sălbăticie superbă, unde astăzi n-aș mai merge seara, de exemplu, ziua, da, că mai merg. Și de fiecare dată când merg acasă, la Brad, mă duc și la țară. Merg, nu mai este nimeni, nu mai am pe nimeni acolo. Dar mă duc pentru că mi-e dor. Ai păstrat casa bunicii? Da. Da. Am păstrat. Te gândești vreodată să te retragi acolo, nu știu, la pensie? Da, la pensie și probabil să am un elicopter pentru că... E accesul atât de greu acolo? Da. Mergi pe jos. Nu, cu mașina poți să ajungi până într-un punct și de acolo pe jos. Având în vedere că mergeam la cumpărături la cooperativa satului și mergeam atâta pe săptămână și tot copil fiind. Și îmi cumpăram pâine, aveam rucsac, acolo se zicea raniță și acolo băgam 6 pâini bune, ulei, oțet, deci aveam nevoie și urcam și doar urci. Și câte kilograme și aveai tu, nu ranița? Cred că era mai grea ranița decât mine. De asta te întreb. Era mică și acum sunt. Era micuță, 11 ani, 10, 9, 8, 7. Ești o femeie și independentă și puternică. Ți s-a întâmplat să-ți sperii iubiții vreodată? Să știi să faci prea multe chestii și de bărbați, nu doar de femei? Nu, nu cred că am speriat pe nimeni niciodată. Am în glumă vorbind. Da, da, nu cred că... Sunt, da, sunt puternică și asta pentru că poate că am trecut prin niște greutăți. Mai avem foarte puține minute, eu mai am două întrebări scurte și apoi te-aș ruga să încheiem emisiunea cu o melodie care vrei tu, care, nu știu, poate una din zona Clujului, că ai spus că ai început să cânti de când te-ai mutat în Cluj și de aici, din zona aceasta. Vreau să te întreb dacă ai un sfat primit de la bunica ta pe care îl păstrezi și astăzi. Nu-l păstrezi, îl urmezi, de fapt. Asta îmi vine în minte, să fii cu minte. Să fii cu minte și orice am, să împart. Asta era vorba aia întotdeauna. Și să mă rog și să cred în Dumnezeu și să nu renunț niciodată de a mă ruga, pentru că doar El mă ajută. Și de la mama, ce povață urmezi? Să am încredere în mine mai mult. Deja ne-ai spus că ai încredere în tine, atunci da, felicitări mamei că ți-ai insuflat această încredere în tine. Și hai de cântă-ne ceva, ce ne cânti? Din zona Clujului. Da, o piesă mai haioasă, pot să zic, și cu niște cuvinte care a participat din nou mama mea. Mărita mar să nu șad, numai lucru să nu-l văd. Mărita mar să nu șad, numai lucru să nu-l văd. Lucru să-l vadă bărbatul, eu numai să iaște-n patul. Lucru să-l vadă bărbatul, eu numai să iaște-n patul. Ei, dar numai așa să pun oglinda-n fereastră, să văd bine-mi stă nevastă, mă! Când o să te măriți la nunta ta, cu siguranță o să faci spectacol. Da, da, trebuie. Trebuie. Când o să mă măriți. Păi să ne chem și pe noi când o să te măriți, să vedem ce nuntă spectaculoasă vei avea. Da. Paula Hriscu, mulțumim tare mult pentru prezența ta în emisiune. Eu vă mulțumesc tare mult. Succes! Așteptăm videoclipul la care ai spus că lucrezi și albumul și te mai așteptăm și în alte emisiuni. Cu mare drag! Mulțumim! Toate cele bune!
Fero, iubim apa.